Zis credincioși, o să vă citesc dintr-o carte intitulată Împărăteasa tuturor, mijlocitoare către Dumnezeu, arătări și minuni ale Maicii Domnului. Este o carte foarte, foarte frumoasă, scrisă de un protoiereu grec, Dimitrios Athanasios, de presbitera Harula Sudiai, și care descrie foarte, foarte multe arătări ale Maicii Domnului, practic toate arătările Maicii Domnului în istorie și rolul ei de mijlocitoare către Dumnezeu. Așadar, împărăteasa tuturor, mijlocitoare către Dumnezeu, arătări și minuni ale Maicii Domnului. Introducere. Maica lui Dumnezeu are un mare har și îndrăzneală către fiul ei cel neprihănit. Odată ce a dat viață izvorului vieții, nu poate să nu fie decât în tărâmurile vieții. Și întrucât este Maica lui Hristos, iubește și biserica, care este trupul lui tainic și neprihănit. Ea intervine indirect în mântuirea oamenilor și îndeoseb prin rugăciunile și mijlocirile ei. Rugăciunile Maicii îl înduplecă pe stăpân și astfel Fecioara poate să dețină harul izbăvitor al fiului ei. Harul firește nu provine de la ea, ci de la Hristos și mai ales din jertfa cea de pe cruce a lui Hristos. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este bunăvoința fiului, iconoama Harului Mântuitor. Este slujitoarea tainelor atât prin îndemn, cât și prin economie mântuitoare. Fiul este binevoitor față de Sfinții Lui, îndeosebi față de Preasfânta Lui Maică, în sensul că de mai sus trebuie să se înțeleagă mijlocirile Preasfinte Născătoare de Dumnezeu. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este adevărata mijlocitoare între Dumnezeu și oameni. Mijlocirile ei firește nu diferențiază esențial de mijlocirile către Dumnezeu ale altor sfinți. Nu este mijlocitoarea lui Hristos, căci este, adică nu este mijlocitoare în sensul cum este Iisus Hristos, cum este Domnul nostru Iisus Hristos. Că nu s-a răstignit ea și ea nu este și Dumnezeu prin fire. Căci El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, cel ce s-a făcut om, Iisus Hristos. Mijlocirea ei este prin rugăciuni, prin implorări. Mama mijlocește la fiul ei pentru mântuirea trupului bisericii, pentru mântuirea credincioșilor, care aleargă la acoperământul ei și la ocrotirea ei puternică. Stăpâna bisericii este simultan și mijlocitoarea trupului acestuia către capul bisericii, Iisus Hristos. Mijlocirea ei într-o rugăciune este legată de rolul înalt pe care îl are în lucrarea mântuirii săvârșită de fiul ei. Nu este mijlocire jertfitoare și răscumpărătoare, ca lui Iisus Hristos, care s-a jertfit și ne-a răscumpărat, ci mijlocitoare de rugăciune și implorare. Studiind prin această prismă mijlocirile Preasfintei Fecioare Maria, ea se încadrează foarte bine în învățătura generală a credinței ortodoxe despre mijlocirea Sfinților. Astfel putem înțelege pe deplin diferitele caracteristici pe care Biserica le atribuie Preacuratei Fecioare Maria Maicii lui Dumnezeu, precum acoperitoare, ocrotitoare, zid, refugiu, fortăreață, liman, ajutătoare, etc. În aceste cuvinte este imprimată credința adâncă a Ortodoxiei în grija directă a Maicii Domnului pentru Biserica luptătoare de pe pământ și intervenția sa mântuitoare în favoarea fiilor cei mult încercați. Această convingere este adânc înrădăcinată în conștiința, evlavia și cultul Ortodoxiei. Preasfântă Fecioară Maria este atât de adânc unită cu Ortodoxia,
este și adânc unită cu Hristos, cea mai unită cu Dumnezeu, încă n-ar fi exagerat să spunem că orice răstălmăcire a dogmei acestea ar însemna simultan prăbușirea unui întreg edificiu dogmatic și duhovnicesc al Bisericii Ortodoxe. Aspecte ale lucrării de mijlocire ale Maicii Domnului. 1. Pe tine, mijlocitoare, te-am dobândit către iubitorul de oameni Dumnezeu. În limonarul se menționează vederea înfricoșătoare și cumplită de mai jos a unui părinte duhovnicesc virtuos, care s-a învrednicit să o aibă la sfârșitul vieții sale. Așadar, el spune că l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos stând pe tronul slavei, iar de-a dreapta lui, pe tronul slavei lui, iar de-a dreapta sa se afla prea sfânta născătoare de Dumnezeu. Cetere cerești de sfinți și de îngeri înconjurau tronul. Deci după ce Domnul i-a poruncit îngerului să trâmbițeze de două ori, cunoscând maica sa că la a treia trâmbițare avea să înceapă cea de-a doua venire și judecata lumii, s-a ridicat de pe tronul ei strălucitor și cu multă evlavie a venit și a căzut în genunchi înaintea dreptului judecător, rugându-l cu lacrimi să mai dea timp păcătoșilor pentru a se pocăi. Apoi a avut loc următorul dialog, după cum povestește acest virtuos părinte, Sfânt Părinte în limonare. Domnul zice, știi, iubita mea mamă, câte fapte rușinoase au săvârșit și continuă să săvârșească în fiecare zi lumea cea nerecunoscătoare? Lumea păcătoasă, care nu e mulțumitoare și recunoscătoare lui Dumnezeu. Nu numai bărbații și femeile din lume păcătuiesc, dar și clericii și monahii îmi înțeapă cu surița măruntaiele și mă răstignesc din nou. Au murdărit sfânta schimă și trăirea îngerească cu păcatele lor. Nu este de cuvință, nici drept, să-i mai rat. Maica Domnului zice, prea dulcele meu fiu, ascultă-mă pentru mulțimea durărilor tale și pentru patimile pe care le-ai răbdat pentru cei păcătoși. Domnul zice, știi, maica mea, că și alte ori rugăciunile și mijlocirile tale au îmblânzit mânia mea cea îndreptățită și nu mai lăsa să încep dreapta judecată. Însă oamenii nu și-au schimbat purtarea, ci au făcut fapte și mai rele, nesocotind crucea și patimile mele. Când muitorii și stăpânitorii îi tiranizează fără rușine pe slujitorii mei și murdăresc legile sfințite prin trăirea lor necuvioasă, poporul de rând nesocotește poruncile mele, săvârșind desfrânări, nedreptăți și alte păcate de moarte. Maica Domnului zice, toate sunt adevărate, fiul meu, dar te rog în milostivirea ta cea nemărginită să le trimiți lumina harului tău, pentru a recunoaște vătămarea sufletului lor și pentru a se pocăi. Mult milostive, Doamne, ascultă-mă pe mine și fă-mi această bucurie, nu pentru că ei ar fi vrednici de aceasta, ci pentru iubirea mea și pentru al tuturor sfinților care și-au vărsat sângele pentru numele tău și și-au încredințat trupurile lor diferiților feluri de moarte și au nesocotit toate plăcerile lumii, fiindcă te-au iubit, adică cetele mucenicilor și ale cuvior. Atunci toți sfinții s-au închinat împreună cu Maica Domnului, rugându-L pe Hristos să-i miluiască pe păcătoși. Iar prea milostivul și prea înduratul judecător a răspuns cu chip liniștit, m-ai biruit, Maica mea, cu rugăciunea ta cea mult milostivă ai îmblânzit mânia mea. Facă-se voia ta. Așadar, după ce stăpânul a spus aceste cuvinte, vederea dumnezeiască a luat sfârșit. Iar părintele duhovnicesc, cel sfânt și virtuos, după ce le-a arătat fraților păcatele ascunse de fiecăruia pe care le-a descoperit Domnul, pentru ca ei să creadă în vederea dumnezeiască avută și pentru a se pocăi, și-a încredințat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Iată, dragii mei, tot cam așa trăim și în aceste vremuri. Știți că Sfântul Iosif Frem de la Arizona, ultimul ucenic al Sfântului Iosif Izihastru, care a construit
aproape 20 de mănăstiri în America, după regimul atonit, după felul de viețuire al călugărilor din Athos, s-a arătat cuiva în vedenie, unei ucenițe din Atena, și a spus că Hristos este foarte supărat, foarte mânios, datorită păcatelor noastre, a păcatelor lumii, ale desfrânărilor, prea desfrânării. Vedeți că toată lumea nu ține cont, nu-i mulțumitoare către Dumnezeu, hulesc biserica, hulesc slujbele, nu se bucură când oamenii se roagă și merg la biserică și caută să-i oprească de la lucrarea bisericii. În schimb, pe toate site-urile pe internet, în loc să se slăvească Dumnezeu, să pună icoane, lucruri sfinte, lumea să se mărățească, toate sunt pline de îndemnul la desfrânare, de modele de desfrânare, deci numai de fietăciuni. Și aceste lucruri, sigur că îl răstignesc și îl supără pe Domnul Hristos și îl răstignesc a mia și a miliarda oară. Și atunci, numai rugăciunile Maicii Domnului și ale Sfinților îl îmblânzesc pe Domnul Iisus Hristos, dar îl îmblânzesc cu un singur scop, ca noi să ne pocăim. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile Preasfinței Maicii Tale și mijlocirile ei și ale tuturor Sfinților, dă-ne nouă, Doamne, pocăință și mântuire. Amin.